Ok, să zicem că aveți de făcut un flyer. Aveți un text, ați pregătit o poză din zona respectivă și aveți o hartă. Ideea e că un flyer sau un banner trebuie de obicei să aibă un apel la acțiune. Adică nu mi-arăți doar o poză, că aia e doar o poză. Dacă ai un mesaj care vrea să vândă ceva, trebuie să aibă un apel la acțiune. E bine să-mi zică despre ce este vorba, deci cu asta să înceapă în opinia mea. Zim despre ce e vorba. O excursie. Perfect. Am aflat despre ce e vorba. Poți să-mi zici niște motive pentru care aș putea să aș vrea să fac lucrul respectiv, să-mi dai siguranță, să-mi răspunzi la lucrurile de care m-aș teme. Nu știu, poți să am tot felul de temeri. Și aici am încercat să răspund la unele dintre ele. La altele, sigur, n-am răspuns. Voi trebuie să aflați care sunt temerile pe care le au vizitatorii și să le răspundeți. Eventual, puteți să le faceți temeri noi, de genul... Nu ratați, dacă nu e acum, weekendul viitor nu mai e, ultimele 5, dacă te duci dincolo e mai ieftin. Deci asta e o chestie cu temerile, fie să le rezolvi, fie să le creezi. Și la final, ceva date de contact. De asta am inclus și harta. Te ajută să, când citești un banner, să ai o legătură cu persoana respectivă. Poți să pui o fotografie. Telefonul te ajută să, ok, un om care răspunde la telefon, e un om care are e-mail. E o locație care, uite, există pe hartă. Te ajută să ai o chestie concret. Deci, în opinia mea, orice banner trebuie să aibă următoarele elemente. Să zică despre ce e vorba, nu neapărat în ordinea asta și cum le-am scris aici, dar ca principiu. Deci să înțeleg din banner ce-mi vinzi, să-mi dai, dacă am o temere, dacă mi-e frică de ceva, dacă sigur când... Deci, trebuie să știi consumatorul, să-l întrebi, să vorbești cu el, să... Poți să citești online, poți să faci un sondaj, poți să întrebi de ce n-au venit, de ce nu vor să vină și nu știu, sunt multe criterii de la o excursie. Sunt o grămadă de lucruri care nu o să le poți răspunde pe toate, dar adresează-te unor temeri, răspunde unor temeri. Și în final, lucruri care te ajută să intre în concret, telefon, e-mail, nume, poza organizatorului, harta locației, cum arată pensiunea, un plan cu traseele, chestii de genul ăsta. Aici am făcut schematic, dar principiile rămân la fel. Ok, deci asta e ca la nivel de structură. Ai stabilit că ai un text, în principiu ăsta poate să difere, ți-l schimbi, nu știu ce, ai o poză cu zona și ai o hartă. Cam astea sunt trei elemente, cam asta e ce ai și hai să facem banner. Primul instinct al multor oameni este, cum am deschis-o aici, Microsoft Word. Ok, hai să ne ocupăm întâi de imagini. Deci primul lucru pe care recomand să-l faceți este să luați imaginea să o prelucrați un pic. Asta e poza pe care o am. E o poză foarte veche pe care am făcut-o și o deschid în Picasa. Puteți deschide poza în alte feluri în Picasa, dar vă recomand să folosiți Picasa. E extrem de simplu, banal, are doar câteva opțiuni, la sfârșit salvați și cam asta e. Deci am deschis poza, o să o reîncadrez. Îmi place mai mult zona respectivă. Cred că i-ar da bine în black and white, hai să vedem. Da, e mai ok. Dar am aici și alte opțiuni pe care pot să le aleg. Să zicem că aleg black and white. Și aici îmi place foarte mult ce pot să setez. Lumina, să crească, să devină zona mai luminoasă, să crească umbrele. Nu știu, mi se pare destul de ok. Bineînțeles, stâlpul ăsta nu arată bine. Nu e cea mai reușită poză. E pentru puterea exemplului. Încă o chestie care e drăguță e straighten, puteți să îndreptați pozele. I'm feeling lucky, aproape la orice poză I'm feeling lucky va face ceva bine, nu rău. Deci puteți să dați aproape întotdeauna un I'm feeling lucky și de obicei Picasso o să facă o chestie drăguță. Dacă asta nu merge, puteți, astea sunt aceleași lucruri ca I'm feeling lucky, dar individuale. Adică hai să facem doar contrastul, doar culorile, doar nu știu ce. Text nu vă recomand să puneți în Picasa, folosim program. Deci I'm feeling lucky aici, poate straighten, poate recrop astea. Dacă poza are redye, dar e mai puțin probabil. Aici niște efecte din care aproape întotdeauna eu folosesc black and white și cam atât. Și cu asta mă joc la luminozitate și uneori la highlights și shadows, doar dacă este poza alunecată. Poza asta mi se pare un pic prea întunecată, o să deschid. Bun, așa arată poza acum. Dau la tastatură Ctrl+S sau mă duc la File Save. Ești sigur? Da. Picasa îmi va crea un alt fișier. Aici îmi salvează poza înainte să fie salvată. N-am nevoie, o să șterg. Și asta e poza finală. Da? Ok. Avem poza. Avem textul. Multe persoane fac... Ok, avem un text, o poză. Hai să facem un template și... Bun. Primul lucru pe care putem să-l facem este să ne uităm ce au făcut alții. Cauți la Google Flyere și te uiți. Și
poate la căutarea flyere am găsit niște exemple mai puțin reușite, dar ideea e că dacă am căutat la Google flyere, găsesc genul de lucruri pe care cu unele dificultăți, nu e 100% simplu, pot să le fac și eu. Nu e atât de greu să fac ce găsesc dacă ce flyere găsesc la căutarea pe Google. Dacă caut în engleză, am găsit și niște flyere mult mai sofisticate. Sunt și unele mai simple și unele mai sofisticate. Bun. Și acum te uiți tu așa și zici, băi, am două opțiuni. Să investesc o sumă de bani să plătesc pe cineva să-mi facă flyerul sau îl fac eu. Și trebuie să iei decizia între aceste două opțiuni. Ok, hai să zicem pe varianta îl fac eu. Bun. Cea mai simplă chestie e în Word. Deschizi în Word textul. Facem un fișier nou. Am pus ăsta. Fac cu drag and drop și după aceea trebuie să-i setez niște proprietăți. Bineînțeles că nu se vede bine. Fac textul alb și ăla de sus nu se vede bine. Și mă rog, o să mă joc aici până mâine dimineață. Îl pun albastru ca să-mi fie mai ușor. Ideea e că ar trebui să stau să fac la fiecare și să văd unde s-ar potrivi și ce să aleg. Și pe principiul ăsta faci flyer-ul și pui și harta undeva și ăsta la aliniezi centrat și nu știu ce. Și obții o chestie care nu e mult diferită față de cât de urât l-am făcut eu să apare acum. Poți să-l faci mai bine, dar nu neapărat mult mai bine. O să-ți iasă ceva mai bine, dar așa, dacă depui un efort. Eu l-am făcut destul de rapid. Și dedesubt, la sfârșit, punem și harta undeva. Și a ieșit destul de urât ce am făcut acum. Ăsta să zicem că l-am dat mai jos și am scris ăla, ăsta, altfel și nu știu ce. Dar este o chestie care nu arată bine. Asta e prima opțiune. Deci ne-am lămurit că cu Word-ul poți să obții niște chestii, dar trebuie să știi foarte bine ce faci, să ai o experiență și să ai un pic de ochi format. Și dacă faci chestia asta automat, deci să o iei de la zero, e un pic dificil. Mult mai bine este să faci altceva. Dai file new și aici el îți oferă mai multe variante. Pe noi ne interesează să facem ceva de print, anume un flyer. Ok. Vrem să facem un flyer. Și ne dă el mai multe opțiuni. Trebuia să v-am fi uitat înainte, dar nu m-am uitat. Hai să alegem pe ăsta. Download. E pentru muzică, are asta cu muzică. Nu a fost cea mai inspirată idee, dar să zicem că ignorăm acest aspect. Oare nici nu pot să-l șterg? Dacă șterg ăsta, s-a șters tot. Are două pagini. Oricum e mult mai bun decât ce aș fi făcut singur, cel puțin că mi-a ales culorile care sunt potrivite și nu mai trebuie să depun chiar atât de mult efort. Aici ar veni textul. Cum am să scriu? Hai să-i dau paste special, nu mă lasă, Ctrl-V, text fără formatare. Și atunci ia formatarea anterioară. Iarăși trebuie să stau să-l formatez, să pun poza, să nu știu ce, dar dacă merg pe ideea File, New și de aici aleg ceva relevant, uite, pot să aleg ăsta și să zicem că îi pun niște chestii și ideea e că am obținut un banner mai bun decât altele. Problema e în continuare că lucrurile astea nu sunt 100% cum ar trebui să fie și dacă mă apuc eu să schimb ceva, e, da, ăsta s-a mișcat cel din spate. Nu, sunt multe elemente aici și nu am tot controlul 100% și nu e atât de simplu pe cât ar părea. Dar e, bineînțeles, în opinia mea, o variantă mai bună decât să-l fac de la zero. Bun. Ne-am uitat noi pe niște modele, cauți să vezi ce au făcut alții, cauți și în engleză să vezi ce au făcut alții în străinătate. O să vă dau aici o listă de programe avansate cu care puteți să faceți bannere. Sunt mult, mult peste restul. Problema cu ele e, hai să deschidem un Photoshop, îl avem aici. Numai când dau New Document, câte opțiuni am. Deci aici trebuie să știi de ce rezoluție, da? Ce rezoluție ai nevoie pentru la banner, dacă îl printezi. Și trebuie să știi răspunsul la întrebarea asta. Și nu știu,
ca să selectezi, ai select, dar ai și alte opțiuni și ai o grămadă de opțiuni numai ca să selectezi. E un program extrem de avansat și poți să faci niște chestii foarte bune cu el, doar că nu e atât de simplu de folosit și la un moment dat poate ai vrea ceva mai simplu. Deci Photoshop e alegerea ideală. În afară de, dacă vrei să faci un banner și ai ceva experiență cu Photoshop. Bineînțeles, alegerea ideală e, sunt majoritatea din softurile astea pentru enorm de multe banneri. Adică eu v-am zis că Photoshop e alegerea ideală. Nu e adevărat. Un banner simplu poți să-l faci cu cam cu orice program de aici, doar că sunt destul de avansate și nu te ajută foarte mult. Și aici o să fie în articol toate link-urile de aici. Acesta este un software gratuit foarte avansat. Asta e un software gratuit cumva dedicat pentru publishing, da? Pentru bannere, flyere, lucruri de genul ăsta. Dacă auzi la Google Word Template Flyer, găsiți niște template-uri pentru Office Online dacă nu aveți Office. Dacă cumva nu aveți imagini, eu am avut aici o poză cu ipuriu rece și am pus o hartă. Uitați-vă pe site-ul nice.co, vă dă niște idei, dacă vrei să cauți idei de flyere, îți dă niște chestii foarte, foarte meseriașe, niște lucruri, design, nu știu ce, poate ți-ar fi greu să-ți vină o idee similară, dar dacă te uiți așa, poate să te inspire. Și pentru fotografii pe care să aveți dreptul să le folosiți în flyere, aveți aici o listă cu software, trebuie să citești foarte bine care sunt condițiile. Aveți o listă cu site-uri care oferă imagini gratuite, dar la fiecare din ele trebuie să citești foarte clar ce ai voie să faci cu imaginea aia și ce nu. Pentru hartă am folosit pârâul rece. Bun. Ca să sintetizăm până acum și o să continuăm mai departe, dar ca să sintetizăm. E bine să faci un research pentru termenul flyer. Să vezi ce au făcut alții. Poți să folosești software dedicat, deși este un pic mai avansat și mai dificil, poți să folosești programe mai specializate în realizarea de flyere. În Word și în alte programe, sigur, ai niște template-uri de la care să pornești și e mult mai simplu și mult mai bine să pornești de la un template decât să o iei de la zero în realizarea unui template. Pe site-ul acesta, Nice, aveți niște idei bune de flyere, puteți să vă inspirați și în fine, dacă aveți nevoie de imagini, aveți aici o listă cu resurse foto. Și acum o să revenim la subiectul principal al mesajului de față, anume folosirea unui software dedicat. Mulțumesc! Acesta este software-ul. Încă din partea de introducere îți dai seama că e ceva destul de reușit la el. E foarte simplu să te înscrii, pui o adresă de e-mail, nu ai nevoie să o verifici ulterior, dar e bine să ai acces asupra ei. Și îți arată site-ul la început. Te trimite la Show me how it's done. Și zice, uite, aici poți să cauți în foarte multe imagini. Deci au și ei o bază de date cu imagini și nu știu 100% sigur, dar mă aștept ca acestea să ai drept de folosire, dar trebuie să citiți asta. N-am citit. O să mă documentez și o spun în articol. Și la sfârșit îți pui un text, îți pui nu știu ce și descarci imaginea, dacă vrei poți să ai direct PDF pentru printare sau imagine dacă vrei să folosești în altă părți. Și a început. Ei te bagă deja în niște opțiuni. Da? Deci Beginner's Challenge, hai să vedem. Click on the... Aici îți arată cum schimb culoarea. Search for a hat. Nu. Am făcut click aici, da. Hai să punem. Add the background. Vrei să pui un fundal la imaginea asta? Search your favorite food. Dessert. Hai să punem. Și adaugi în poze. Deci frame-ul era deja setat. Da? Imaginea asta este premium, de aceea are grafica respectivă. Choose a layout. Then click Uploads and User Photos. Alegi un layout și uploadăm o imagine. Tutorial complet. Ok. Am făcut lucrurile destul de rapid și poate
n-am avut timp să intru în detalii. Hai să intrăm pe pagina principală a site-ului. Uluitor e cea mai simplă metodă pe care o știu de a lua de la început. Bun, ăsta e site-ul și te întreabă la început ce ai vrea să faci. Pentru simplitate o să alegem acum un poster. Și de obicei sunt în format, nu știu, vertical. Ok, și aici el îți dă multe opțiuni din care poți să alegi. Dacă vrei să faci un poster, o grafică, de fapt, cu imaginea asta poți să faci ulterior ce vrei. Deci dacă vrei să faci o grafică care arată foarte bine și e foarte facil, uite-te pe template-urile astea. Ai și opțiunea, poți să iei cumva de la zero. Deci dacă nu-ți place ce am obținut de aici, mă duc pe site-ul principal și... Use custom dimensions. Îmi pun aici niște opțiuni. Și îmi dau, uite, pentru ce ai ales tu, îți dăm niște variante de design. Cam asta, așa, două din astea, nu știu ce. Și tot e mai bine decât nimic. Doar că acum o să-ți fie mult mai greu să lucrezi cu lucrurile de aici. Trebuie să ai tu designul și te ajută până la un punct. Deci tot e mai bine decât să faci ceva complet de la zero, dar poate ar fi fost mai drăguț dacă luai un template deja făcut de la ei. Bun. Ne întoarcem la designul oferit. Hai să alegem ceva. Avem ceva cu turism. Hai să luăm pe ăsta. Are și o imagine al negru. Bun. Imaginea asta din spate, dacă are liniuțele astea, așa înseamnă că e premium. Fac click pe ea și dau delete. Și acum nu mai are niciun background, sau mă rog, are un background foarte static. Și eu am uploadat o poză aici, o găsesc aici. După cum se vede, nu arată foarte ok, dar mi-a făcut-o acum în full screen. Și pot să aleg zona și dimensiunea pe care o doresc. E mai simplu să o șterg. Nu mi-e clar. Deci există o zonă, da? Zona aceasta și imaginea e mai mare. Și atunci e mai simplu să dau delete și să o adaug din nou și să o fac eu manual așa. Iar mai fost. Eu trebuia să vă arăt acum cât de simplu era fără. O să pun pauză până mă lămuresc despre ce este vorba. M-am lămurit, a durat doar câteva secunde. Anume, trebuie să apăs pe crop și acum mă întreabă ce secțiune ai vrea. Bun, aș vrea secțiunea fără stâlp, aceasta. Ok. Da, ok. Și acum are secțiunea pe care am dorit-o. Are aici niște informații. Eu am în documentul meu câteva lucruri. Adăugăm titlu. N-ar lua nicio formatare, deci pot să dau copy-paste direct. Hai să pun și subtitlu. Ăsta îl fac mai mare. Ăsta îl fac mai mic. Teoretic trebuia să meargă, dar nu merge. Stai să încerc. Să văd dacă pot să fac pe cea de sus să aibă un fond și cea de jos să aibă un fond mai mic. Nu. În cazul ăsta facem în felul următor. Selectez asta, îi dau să o duplice. O mut un pic mai jos. Pe asta de aici șterg, las doar rândul de sus. O fac pe asta de 21 de pixeli. Aici șterg, am șters primul rând. Ok, hai să vedem niște chestii foarte tari. Deci, mă ajută foarte mult să centrez. Când ajung în centrul imaginii, mi-apare linia respectivă. Deci eu acum mișc mouse-ul și îmi zice, acum ești în dreptul lui L și acum ești în centrul imaginii. Pentru că imaginea nu e centrată. Ok. Asta era problema. Imaginea asta nu e centrată. Acum imaginea e centrată și acum o să fie o singură linie. Da? Deci oriunde mă plimb, mi-apare aici. Aici ești în fix mijlocul paginii. Avem și textul acesta. Ok. Acum sunt fix în mijlocul paginii.
Este prea mic. O să-l pun pe două rânduri și o să-l fac un pic mai mare. Asta o să-l fac și mai mare. Îl lățesc. O să mă asigur că este centrat, da. Deci textul vreau să fie centrat și la stânga și la... Da, e logică, dar asta înseamnă centrat. Așa. Și îl aliniez. Acum, mai fac o casetă. Sunt sigur că sunt și alte opțiuni pe care nu le știu de a face o casetă. Nu l-am folosit destul de sumar. Dar opțiunea pe care am folosit-o nu e aceleași proprietăți ale textului. Așa, aici e o zonă mai întunecată, o să pun alb. Așa, o să-l dau puțin mai jos ca să se vadă și mai bine. O să scot chestia cu uppercase, să nu mai fie literele doar mari. Trebuie să găsim un loc și organizatorului, copiem și-l pun un pic mai sus. Ah, dar mult mai bine e chiar aici. Ok, o să pun un fond, vreau asta să fie foarte vizibil, o să-l fac un negru și o să-l pun un pic mai mare. Informație importantă. Pot să pun un preț, nu avea un anunț preț. Hai să punem un preț mai realist. Așa. Și aici o altă informație. Dacă am. Sună acum. Un apel la acțiune. Ok. Îl fac un pic mai mic că nu încape. Și ăsta acum ca să fie simetric. Ok. Și trebuie să mai adăugăm harta. Dacă e cazul. Și e cazul. Și hai să... Nu știu dacă e cazul. Cred că o să las atât. Ideea e că arată bine doar cu o imagine. Ok. Cam așa arată ce am făcut până acum. Nu e atât de impresionant. Hai să mai încercăm unul. Adăugăm o pagină. Ne alegem un layout. Asta era al negru, era nu știu ce. Hai să alegem altceva. Hai să-l alegem pe tot al negru. Pe acesta. Nici nu mă uit dacă e premium sau free, pentru că o să schimb întotdeauna imagine. Nu doresc foarte. Ok. Selectez imaginea și dau delete. Asta era singurul impediment al folosirii site-ului, că poate ar fi fost premium. Nu, are varianta free, e ok. Bun, selectez și dau crop. Aleg iar o zonă fără stâlp. Hai să pun textul. Asta o să-l pun aici. Aici e titlul. E mult prea mare. E prea mare. Ok. Hai să scriu cu negru ca să se vadă mai bine. Îl dau un pic mai sus. În continuare e aliniat, centrat. Și trebuie să pun textul respectiv. În cazul ăsta o să schimb ordinea. Asta o să-l pun sus de tot. Să văd unde e centru, l-am găsit. Asta să-l pun mai sus. Să scriu fără uppercase. Și aici s-ar putea să... Ideea e că e și alb și negru în aceeași zonă și trebuie să găsim o soluție. Și soluția e nu transparență. Hai să-l facem bold. Să-l scriu un pic mai mare. Și să încerc să văd dacă îl fac cu negru. În principiu se vede. O să mai redimensionez un pic zona ca să nu prind bradul din dreapta. Și mai mult. Aici aș putea să pun harta. Să văd ce iese, nu știu sigur.
Ok, am pus harta și a acoperit tot. Ca să nu acopere tot, dau back, back, back. Oh, back, back, back. Să pun, vreau să fie ultimul element din pagină. Și totuși nu e. Și dau crop. Mă interesează să fie doar jos. Nu vreau. Ah, cred că am înlocuit poza de fundal. Ok. Dăm undo în cazul acesta. Eu vreau să adaug doar aici. Hai să văd dacă fac click acum. Am adăugat aici. Bun. Hai să dau un crop. Ok. Pun pauză până mă lămurez ce să fac. Și m-am lămurit, dau crop. Și în crop am opțiunea să fac un crop inclusiv orizontal. Și eu vreau doar o anumită zonă. Vreau să se prindă Brașovul și... Nu, se prinde doar zona de aici. Ok. Și fac un crop ceva de genul acesta. Am o imagine orizontală. E ok ce am obținut aici. Și asta pot să o trag de ea să fac ceva mai mare. O să mai dau o dată crop. Și o să fac mai... lată și mai îngustă. A fost logic, nu? Mai lată și mai îngustă. Mai lată și mai puțin înaltă. Harta asta n-a ieșit bine. Ce ar trebui să fac acum? Ar trebui să caut iar o hartă și să caut așa, dar mi-e mai... Deci, pur și simplu, nu se vadă bine. Oricum ar fi, nu se vadă mari lucruri din harta asta. Și atunci mi-e simplu să o șterg. Bun, a fost un experiment, nu a reușit. Aș putea să pun o hartă aici, dar ar fi mult prea mică. Aș putea să pun o hartă în fundal, dar ar fi, nu s-ar vedea bine. Hai să mai facem din asta. Hai să facem unul color. Iată aici. În cazul ăsta schimbăm teatru, titlu. E prea mare. Lucru de mirare. Și acum e prea mare. E mai simplu să-l copiez pe acesta. L-am selectat. Și dau... Nu. Copy. Și-l pun chiar sub el. Și acum mai schimb text. Ok, șterg această casetă. Asta e... Așa, avem aici o casetă, e cu fundal și transparență. Trebuie să selectez caseta din spate și nu prea mi se. Așa. Hai să pun deja și caseta aceasta. Să o redimensionez. Și să fac un efect. Nu știu, poate să iasă prostie, dar hai să ne jucăm un pic. Ok, hai să luăm pe ăsta. Mai sus un pic. Ok. Ideea e că faci un click și te punem ca asta de editare sau am reușit să dau delete, am reușit să dau delete. Șterg poza din spate și pun poza pe care am folosit-o întotdeauna. În mod normal ar trebui să mă asigur că nu mai pot să apăs back. În cazul ăsta chiar nu mai pot să apăs back, deci e ok. Aici să pun textul de organizator.
mă rog, aici primul rând. Și aici rândul al doilea. Ok. Și acum o casetă de text. Trebuie să alegi ceva, trebuie să te uiți cu atenție și să alegi ceva care s-ar potrivi. Nu știu dacă voi găsi așa ceva. Dacă caut suficient, voi găsi, dar dacă voi găsi ceva în grabă, cum caut eu acum. N-am găsit aici, hai să o luăm de la capăt, nu știu ce e mai încolo, dar nu mă mai uit. Uite, ăsta pare drăguț. O să scriu aici avantaje. Ștergem ăsta. Aș vrea să șterg tot caseta asta, nu mă lasă. Ăsta o fac un pic mai mare. Aici pot să pun niște avantaje. Probabil nu o să le mai pot pune pe toate. Aici vine nu ratați. Îl fac mai mare, nu se vede nimic. Pun cele mai importante avantaje. Nu o să fie toate, dar o să fie mai bine decât nimic. Uneori trebuie să faci... Trebuie să faci compromisuri. Da. Asta probabil e aliniat aici. Are și o margine, îmi zice ceva. Aici, zice. Deci aici e aliniat în dreptul ăsta, dar nu asta vreau. Vreau să fie aliniat în dreptul ăsta. Și îmi zice, mi-a arătat linia, da? Și am aici o chestie. Care nu se vede așa de bine. Pentru că ăsta e... Hai să-l facem pe ăsta mai transparent. Nu se vede textul. Hai să facem și pe ăsta mai transparent. Toată caseta să facem. Nu mă las. Am făcut o chestie. Din asta trebuie să... Acum e dual learn. Am făcut asta și în opinia mea nu arată prea bine. Chestia asta cu avantajele mi-acoperă toată poza și nu văd mare lucru. Aș putea să o mut în dreapta. Da, asta aș putea să fac. Și atunci pun transparență ceva mai mare. Și atunci, în cazul ăsta, fac ăsta, modific dimensiunea. Trag pe ăsta aici. Ăsta pot să-l șterg, că nu am nevoie de el. Asta îl pun undeva într-un colț. Ca să selectez mai multe, ții Shift. Și teoretic am selectat, n-am selectat, Ctrl-Shift, Shift-Alt, Ctrl-Shift-Alt. Nu selectează mai multe. Bine. Deci, pot să pun asta centrat. Și să o fac mai mic, să o aliniez centrat. Să o fac mai mică. Și acum o să o aliniez față de casetă. Nu zice nimic. Hai să o aliniez pe asta, să o fac centrată. Ideea e că dacă e centrată, pot după aceea să centrez doar caseta. Mă ignoră cu desăvârșire. De obicei mi-ar fi arătat o linie. Acum nu mi-arată nicio linie, ceea ce nu mi explic foarte clar. În fine, asta e. Da, și am pus telefonul deasupra. Hai să-l punem din nou. Se pare că soluția e un pic ochiometric. Avem asta de jos, avem asta cu avantaje. O să-l fac 100% netransparent pentru că nu-mi place absolut deloc cum se vede. Așa. Aici părâul rece. Și am uitat să pun titlul și nu se vede, nu știu unde merge. Am ales fontul ăsta prea mare.
Bun, ăsta e un design din care înveți ce să nu faci. Designul următor, dacă ar fi să mai facem unul, va fi ceva care să-mi permită, ok, arată absolut superb ce e aici, dar nu pot să scriu niciun text. Și în poza am aflat cu ocazia asta că poza e importantă pentru mine și nu pot să pun totul deasupra, că nu se mai vede nimic. Și atunci trebuie să alegi un design, uite, de exemplu, ăsta ar fi mult mai potrivit. Îl punem pe ăsta. Trebuie schimbată iarăși poza de fundal. Putem încerca aici harta. Oricum îi dau un crop. Deci mă interesează doar o anumită secțiune. Ok. O să las așa. N-am o hartă ok. Dacă aș avea o hartă mai ok, ar fi mai bine. Nu am. O să pun poza fix deasupra chestii astea. O să pun cât de mare pot eu în poza aceasta. Aici ar veni de, hai să spunem, descriere, titlu, nu știu ce. Aici am sunat acum, care vine bine. Font mult mai mare. Da, 2015. Adăugăm text pur și simplu pentru că putem. Deci e un motiv foarte bun. Eu un pic am înghesuit și am două opțiuni. Îl fac de 15 sau las așa înghesuit. Las așa înghesuit. Bun. Cu ocazia asta am obținut un design, ăsta îmi place destul de mult, harta nu arată bine, trebuie găsită cumva o soluție cu harta, dar chestia asta arată ok-uț. Bărâul rece, mare, organizator, a trebuit să experimentez un pic. Nu, niciunul din designurile acestea nu e foarte rău, ăsta de exemplu, acum uitându-mă la el, e clar că ar trebui aliniat și pe orizontală. Aici... Nu rata sau nu știu ce sună acum. Așa. Avem aici titlu, text, poza. Asta n-a ieșit aproape deloc bine pentru că, mă rog, din mai multe motive. Asta a ieșit foarte ok. Tot experimentând, ai aici multe layout-uri. Îți ia un pic timp să faci o chestie din asta, dar cu un template bine ales, poți să faci o chestie drăguță. Și ideea e să faci câteva... experiment. Să faci unul, să nu-ți iasă și să mai faci unul. La un moment dat o să te frustrezi. Adică ideea nu e foarte plăcut să lucrezi la unul și după aia zici, bă, n-a ieșit bine. Dar n-a ieșit bine. Și mai bine faci cum am făcut acum mai multe și îți alegi unul decât să încerci să faci unul și să-l faci perfect. Pentru că o să insisti pe... Eu pot să insist foarte mult pe ăsta, dar foarte probabil nu o să iasă nimic. Pentru că layout-ul nu-mi permite. Dacă o să insist extrem de mult, o să obțin ceva mediocru. Dar mie e mult mai simplu să iau de la zero și să fac o chestie care, în opinia mea, este mult mai bine. Ok. Am zis la început cu ideea al negru. Când am schimbat culoarea, a ieșit mult mai bine. Am zis că n-am nevoie de text. Când am avut nevoie de text, a fost mai bine. Am învățat greșind întâi. Ok. Ce am făcut acum? Am făcut un banner. Acesta e o... Așa. Îi dau download. Îmi zice că... Teoretic ar trebui să-mi zic aici că e gratuit pentru că n-am folosit nicio imagine premium. Până în alta o mai duc pe prima pagină. Acum dacă dau reload îmi vor apărea tot ce am lucrat. Ăsta cred că era primul. Nu știu ce e cu el. În fine. Ideea e că aici mi-apar tot ce lucrez. Se salvează automat. Dacă lucrezi pe site, când intri pe canva.com, te loghezi cu e-mailul și parola ta și ai acces la tot ce ai lucrat. De asta e bine, chiar dacă nu-ți cere confirmare de e-mail, să alegi un e-mail și o parolă pe care chiar să le folosești. Poți să faci multe lucruri. Pe ce o să mai insist, hai să alegi o prezentare.
Deci salvează poza. Are dimensiuni mari în principal datorită imaginilor pe care le-am folosit. Deci imaginea asta pe care am făcut-o are o rezoluție suficient de bună încât să pot să merg cu ea la print. Deci în principiu o să iasă ceva foarte, foarte bine dacă mă duc cu ea la print, exact cum am obținut, cum am făcut-o acum. Rezultatele sunt mult mai bune decât dacă m-aș apuca eu să fac o chestie de la zero. Uite, asta a rămas cu site-ul, trebuie văzut de ce. Deci dacă ar fi să fac eu chestia asta de la zero, aș obține un rezultat mult mai slab. În Word, în nu știu ce. Aici am un banner orizontal, exact același principiu. Selectez nu știu ce, îmi aleg text, fundal, aici uploadez o poză. Nu uit după să șterg poza pentru că are niște X-uri și e design premium. Mă aleg un fundal și de aici mergem mai departe. Îmi place foarte mult site-ul. Îți permite să faci niște chestii foarte avansate, în opinia mea, dar simplu, adică simplu de făcut. Ai doar câteva opțiuni, înțelegi? Fontul, culoarea și dimensiunea și cam aia e. Dacă vrei încă o casetă, îți adaugi o casetă, dar foarte puține opțiuni. În principiu, efortul principal e să te uiți aici și să ai un ochi bun, să alegi ceva plăcut. Dar, spre norocul tuturor utilizatorilor, designurile de la care pornesc sunt toate foarte bune. Adică nu e unul, vai ce design nereușit. Sunt unele mai reușite și unele mai nereușite, dar, sau poate nu-ți plac așa. Dar chiar și cele slabe sunt foarte bune. Deci uite ce am făcut rapid, în 3 secunde. Scriu aici părâul rece și pun un telefon și e o chestie foarte tare. Dacă ai nevoie de rezoluții mai mari, deci dacă din vari motive nu ți ajunge, vrei să faci print sau nu știu ce, poți să te duci la Use Custom Dimensions și aici am testat, dacă pun orice variantă peste 5000, el îmi zice că trebuie să pun 5000. Deci între 5000 și 5000 de pixeli, care e o rezoluție extrem, dar extrem de mare. Și acum dacă vrei să păstrezi la proporțiile, probabil vei dori ori să fie 1 la 2 sau nu știu, niște proporții pentru între lățime și înălțime. Și cel puțin tot e mai bine că nu pornești de la zero. Ok, am ales asta, să zicem că am un banner mare și două mici, adăugăm niște texte, deci tot e mult mai ok și inclusiv asta, dacă vreau să pornesc de la zero, pentru că îmi dă niște opțiuni. Și salvează tot online, am nevoie de software instalat, deci tot ce îți dă e poză, ales text, dimensiuni și font. Și care e mai sus și care e mai jos cu back și forward, îți alegi fontul și alegi dimensiunea. Extrem, extrem de ușor de folosit. Cam asta. Mie îmi place foarte mult software-ul, vi l-am recomandat. Poți să faci niște chestii foarte tare, foarte rapid. Succes! Mă documentez acum să vă zic dacă găsesc răspunsul la întrebarea dacă imaginile pot fi folosite... Cum era? Dacă am dreptul să public imagine. Mă uit ce vă zic. Bun, acesta este răspunsul. Deci poți să-ți faci un banner sau o prezentare, nu știu ce, dar nu poți să faci, de exemplu, un tricou și să vinzi tricou sau să faci un... să faci o chestie și tu să vinzi. Deci dacă tu ai vrea să folosești... aici n-am o imagine. Dacă ai vrea să folosești unei din imagine de aici, nu poți să faci un tricou și să vinzi tricoul ăla. Dacă vrei să faci un banner și bannerul să vândă altceva, deci să, tu nu vin, aici dacă ai face un tricou sau o carte poștală sau să faci un template pentru site-uri, tu ai vinde de fapt template-ul, ai vinde tricou, ai vinde cartea poștală. Dar dacă tu faci un banner care vinde altceva, în cazul ăsta, dacă am înțeles corect, poți să-l folosești. O să pun link-uri la tot ce am zis aici, o să fie în articol. Mulțumesc de că m-ați urmărit. O zi bună!